Interesul manifestat de oameni față de profeții este molipsitor și asta nu numai din dorința de cunoaștere, ci și de senzațional. De-a lungul istoriei au existat multe profeții false, iar neîmplinirea lor a generat de multe ori confuzie în mințile celor slabi în credință. Creștinii știu însă că nimic nu se întâmplă fără rost, că de fapt nu există întâmplare, ci în toate se manifestă o rânduială dumnezeiască. Când și cum anume va fi sfârșitul lumii, numai Dumnezeu știe. Cea mai veche profeție despre al treilea război mondial rămâne profeția cavalerului templier Ioan, cunoscut și sub numele de Ioan de la Ierusalim. El și-a redactat viziunile în anul 1099. Profeția lui Ioan de la Ierusalim descrie cu o exactitate uimitoare istoria lumii, iar ceea ce a descris până în anul 2000 s-a împlinit deja, spun cei care au analizat textul templierului. Cele mai importante profeții se referă la cele două războaie mondiale. Cel de-al doilea război mondial l-a prezis întocmai, cu un lux de amănunte impresionant, mai ales în condițiile în care viziunile au fost redactate în anul 1099. Dacă cele spuse de Ioan de la Ierusalim despre cel de-al doilea război mondial nu mai sunt atât de importante, în schimb, următorul mare dezastru pe care l-a prevestit poartă numele de al treilea război mondial. El spune atunci, în anul 1099, adică în urmă cu 919 ani: văd și știu, ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările viitoare și eu trec dintr-un singur pas pragul timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeți și nici nu știți. Înaintea izbucnirii marelui război, omenirea va cunoaște mai multe semne prevestitoare. Viața pe Terra se va schimba complet, va fi aproape imposibilă, iar în fiecare zi, oamenii vor trăi o nouă apocalipsă. Unul dintre marile semne este că orașul Ierusalim nu va mai fi unul sfânt. Peste 1000 de ani, Ierusalimul nu va mai fi orașul lui Hristos. Creștinii veniți în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinței lor. Creștinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt și de relicvele credinței lor, care vor fi în întregime sub paza și supravegherea evreilor, care își vor ridica din nou aici templele lor și țara lor. Evreii vor umple lumea și o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei, și oamenii își vor pierde credința în Isus pe tot pământul. Continente și lumi, la care Herodot nici nu visa măcar, vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri, de care vorbește tacit, și dincolo de oceanul nesfârșit de apă, care începe imediat după coloanele lui Hercule. Peste 1000 de ani, de aici încolo, toate micile țări din Europa și câteva țări mari și puternice se vor uni într-un singur imperiu. Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele răsăritului. Peste 1000 de ani, oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape și vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ține în pumnii lor puterea soarelui și se vor crede Dumnezei și vor înălța spre cer mii de clădiri, cât turnul lui Babel, pe toată suprafața pământului. Fiecare oraș va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor deveni firești. Oamenii vor fi mulți ca nisipurile, vor popula pustiurile și mările și vor fi puternici ca niște dumnezei și chiar se vor crede dumnezei,
omul va deveni așa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul acestui drum îl va pândi prăbușirea în abis. Peste 1000 de ani, foametea va domni pe cea mai mare întindere a pământului. Va arde măruntaiele oamenilor și oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea. Atunci vor apărea negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile și vor întuneca mințile. Atunci se vor porni răzmerițe și războaie cumplite, vor fi comise omoruri și nelegiuiri și viclenii așa de mari că lumea întreagă va deveni un iad și fiecare zi va fi precum o apocalipsă. Oamenii vor cădea în păcate trupești înfiorătoare. Bărbații și femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare și semeață în destrăbălarea ei. Popoarele se vor topi într-o unire fără rost și vor forma o adunătură în care fiecare se va simți singur. Legea va fi uitată, tradiția pierdută, credința abandonată. Boli cumplite și molime înfricoșătoare se vor abate peste locuitori. Trupurile vor putrezi de vii, adunând în ele toate bolile pământului. Fețele se vor acoperi de răni și bube cu puroi. Membrele se vor descărna și dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine. Peste 1000 de ani, peste tot, se vor răspândi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare. Peste 1000 de ani, lumea va ajunge la un cinism și o prefăcătorie așa de mari, încât cel care este putred de bogat și doarme pe sacii plini cu aur, va primi ajutor și sprijin și va primi hrană de pomană. Iar el, la rândul său, se va preface că îi ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână, le va lua înapoi înzecit cu cealaltă mână. Peste 1000 de ani, lumea întreagă va deveni o piață în care fiecare lucru își va avea prețul lui și totul va fi de vânzare. Cuvântul dat, onoarea sau credința nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar pământul va fi sterp, apa otrăvită și putredă, văzduhul va fi dogoritor. Peste 1000 de ani, viața se va scumpi, fiindcă bogățiile pământului vor secătui. Bogatul va trăi ascuns în bogăția lui, ca lupul în vizuină. Peste 1000 de ani, cei care vor conduce lumea nu vor avea niciun Dumnezeu. Vor fi suverani fără credință și onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaște. Vor porunci mulțimilor neștiutoare și indiferente și le vor hotărâ soarta de la adăpostul palatelor lor, ascunse de ochii lumii, de dinapoi a zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor și la sfatul lor. Vor face în așa fel încât orice om, ducând o viață de sclav, să se creadă liber și fericit. Peste 1000 de ani, soarele va dogorî cu putere și va pârjoli câmpiile. Apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ și se va împuțina. Văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui. Lumina va arde pielea și ochii. Peste 1000 de ani, cei săraci și lipsiți de drepturi, cei fără acoperiș deasupra capului, vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe țări și în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară.
Ioan de la Ierusalim a fost soldat al lui Hristos și unul dintre cei 9 fondatori ai Ordinului Templierilor. El a scris 7 manuscrise de profeții în care a descris lumea actuală și nenorocirile prevestitoare celui de-al treilea război mondial. Documentul profețiilor lui Ioan de la Ierusalim a fost descoperit din pură întâmplare de către profesorul Galvieschi în arhivele mănăstirii din Zargorsk, Rusia, în 1992-1993.